articolului 40 alineatul 3 din legea 250 pe 2001 republicată cu modificările și cu puterile ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 87 din 7 septembrie 2018, emisă de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că sunt prezenți 9 consilieri, absentând în continuare, aș putea spune, doamna consilier Mânicuță și domnul consilier Miron. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi, salut prezenta de capitolului și vă doresc succes în dezbaterea propuse pentru noastră, conform procedurilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare. O să reamintesc ordinea de zi propusă la ședința ordinară de azi pentru a putea fi supusă la aprobare. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind încetarea înainte de expirare cu date normale a unui mandat. După aprobare, hotărârea se poate fi adăugată.
la expunerele mărcii, normal că am fundamentat-o pe ceea ce trebuie legislată sectorială, mai precis. Am avut în vedere ceea ce prevede legea 1393/2004, adică legea statutului arhitectului local, la articolul al 9-lea, alineatul 2, litera A, și articolul 12, alineatul 1, din legea menționată, cu modificările și completările ulterioare. Mai precis, situația în care se află doamna Mâncută Liga, este aceea că a acceptat la coordinare consecutivă a Consiliului Local în Muntenerii Bacău. În aceste condiții, solicit Consiliul Local adoptarea proiectului de hotărâre în urmă prezentat. Atât. Bună la vă. Cine este care? A, dăm la cuvântul domnului domnule consilier, domnule primar, Comisia Monetării Comisiei Juridice, în ședința de ieri, a avizat în mod favorabil acest proiect de hotărâre. Mulțumesc, domnule consilier. Da. Până la cine este pentru? Se abține cineva? Domnul consilier, vă rog. Da, deci proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 9 voturi. 8 voturi. Pentru și o abținere de 9 voturi. Se constată că domnul Vlad Gheorghe nu îndeplinește niciun
una din funcțiile prevăzute în articolul de mai sus, deci nu sunt cazuri de incompatibilitate. La punctul 3. Există avizul privind legalitatea proiectului de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier local, în care se constată că proiectul de hotărâre este elaborat în conformitate cu prevederile legii numărul 67 din 2004, privind alegerile locale avizându-se pentru legislație legalitatea respectivului document. Avându-se în vedere cele mai sus, Comisia de Validare constată că nu sunt cazuri de incompatibilitate prevăzute la legea administrației publice locale numărul 25 din 2001 și sunt respectate prevederile legii numărul 67 din 2004 pentru alegerile autorităților administrației publice locale. Față de cele arătate mai sus, Comisia de Validare propune Consiliului Local al Comunei Bovnerești, județul Bacău, validarea mandatelor de consilier al domnului Vlad Colanie, supliant pe lista de consilier local pentru Comuna Bovnerești, ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5 iunie 2016. Vă mulțumesc! care au fost afectate de inundații de la cortetul unui
iunie și luna iulie. În același timp, pe bună dreptate, discuțiile dumneavoastră au identificat continuarea unor lucrări de amenajare pe unor drumuri comunale sau a unor drumuri de exploatare. Rectificarea, știm ce înseamnă, este o operațiune permisă de legea finanțelor publice locale. Ea poate fi de mai multe feluri, pozitivă, negativă. În cazul nostru s-a procedat la o redistribuire de credite, s-a luat credite de la niște capitole unde am identificat un excedent, cel puțin teoretic posibil, de la iluminatul public. Reamintesc, au fost identificate credite care probabil nu o să fie necesare până la sfârșitul anului. Și atâta timp cât am respectat prevederile din legea finanțelor publice, pe ce echilibru între partea de venituri și partea de cheltuieli la bugetului, am buditat tocmai de ceea ce putem înțelege, ceea ce înseamnă rectificare. Asigurarea adaptabilității și a afluenței bugetului local. Deci, să-l adaptăm, să-l modificăm din mers, dacă permiteți această expresie, ca să putem rezolva problemele comunității locale. Deocamdată. Mulțumim, doamne, Ivan. Cine vreți să se acum? Comisia? Numărul 1. Da. Doamne, domnul și domnul consilier, Comisia numărul 1. Am studiat acest proiect de hotărâre și s-a stabilit în notar. S-a votat cu 3 voturi pentru și 2 împotrivă. Și în urmă acestei discuții am dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Punem la vot. Cine este pentru? Șase voturi, da? Pentru? Șase, da? Da. Nu, sunt șase. Da. Mulțumim. Trecem la punctul... Nu, nu, continuați. Abține, votul împotrivă. Abține, cine se abține? Împotrivă? Da, deci... 6 voturi pentru și 4 voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 4. Informare privind informare cu privire la pregătirea spațiilor școlare de pe raza oatea Bucurinului Bacău pentru anul școlar 2018-2019. Prezintă doamna Vivar Ioan. Aveți cuvântul, doamna. Da, mulțumesc. Pentru că anul școlar 2018-2019 să înceapă în cele mai bune condiții, școala gimnazială Bătărești, reprezentată prin persoana de față, am avut în vedere următoarele. Igienizarea sânilor de curs, vopsire, lămpire, parchet, schimbare becuri, lămpi, vopsire, lămpire, igienizarea laboratorului AR, a sălii de sport, a grupurilor sanitare, precum și a perimetrului școlii. Referitor la siguranța elevilor, au fost efectuate o serie de lucrări, înlocuirea porților de la intrarea elevilor cu porți de fier forjat, reparație fațadă corp de clădire C. Am preluat un termen manual de înșcolare de la depozitul manuale din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, în baza comenzilor efectuate de instituția de învățământ, pe platforma Ministerului, beneficiind de multe manuale noi și în exclusivitate pentru clasa 1, clasa 2 și clasa 6. Am licitat sistemul electronic de achiziții publice în baza procedurii elaborate ca unității, lemn pentru foc, materiale de curățenie, materiale pirotică, cataloge și registre, operațiunea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, mobilier școlar. Catedrele, posturile, vacante rezervate au fost ocupate.
ocupate 100% cu personal didactic calificat în ședințele publice din luna august 2018, astfel încât în prezent avem un număr de 13 cadre didactice titulare, un cadru didactic asociat și 4 cadre didactice suplimentare calificate. S-a realizat în bune condiții scrierea copiilor în grădiniță și a elevilor în învățământul primar, clasa pregătitoare, conform metodologiilor în vigoare, cu respectarea standardului de școlarizare propus și aprobat în luna februarie în cadrul ședinței Consiliului Local. Au fost actualizate platformele cu informațiile solicitate, INSPECT, ARACIC, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Universitar, SIR, Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, SEAP și REVISAR, Registrul General de Evidență a Salariaților. A avut loc evaluarea rezultatelor activităților extracurriculare, optimizarea accesului la resursele educaționale, constituirea bazei de date a unității de învățământ, asigurarea accesului la oferta educațională a școlii, existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității, existența planului de dezvoltare pe termen mediu după anual pentru organizația furnizoare de educație, cu forma, structura și conținutul stabilit prin reglementările legale în vigoare, fundamentarea planului de dezvoltare instituțională pe bază pe date actualizate, conținute prin analiza contextului demografic, socioeconomic și cultural, localizarea spațiilor școlare prin semnalizare, funcționarea bibliotecii școlare ca centru de documentare. A avut loc revizuirea procedurilor, constituirea și emiterea deciziilor, verificarea și aplicarea planului cadru, colectarea datelor, gestionarea etapelor de mobilitate, încheierea de contracte cu furnizorii de servicii, promovarea imaginii unității de învățământ. A fost realizat un nou contract cu SG Transmotova SRL cu domnul director inginer Noica George pentru a asigura transportul unui număr de 28 de ce se deplasează pe ruta Filipești, Bogdănești și Redul. Și pentru mai bună evaluare, vă invităm să vizitați Școala Gimnazială Bogdănești în orice zi doriți dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, doamne directoare. Vă rog să vă înscrieți la comandă. Cine dă acces? Domnul... Domnul... Noastră, doamna. Doamna, consiliere, gata. Aveți cum. Cam fiecare toamnă, în luna septembrie, seamănă la începutul unui nou an școlar și pentru elevii din Bogdănești și respectiv pentru cadre didactice. Tot ca de fiecare dată, autoritatea locală, direcțiunea școlii, cadre didactice, personalul de serviciu s-au preocupat pentru ca școala să se prezinte într-o formă foarte bună, să își primească cele mai bune condiții elevii. Dacă ați vizitat școala, cred că sunteți de aceeași părere cu mine, că școala arată într-un mod foarte plăcut, e foarte concurat cu orice școală din mediul urban, că se află la cele mai înalte standarde. Pe lângă condițiile existente de mai mulți ani, respectiv încălzirea centrală, termopane, toalete interioare, calculatoare, în mod deosebit să apreciez că în anul trecut fiecare clasă a fost înzestrată cu o bioproiectoare, lucru ce ne-a ajutat foarte mult activitatea și tunurile din la școală a devenit foarte atrăgătoare pentru copii. De asemenea, cadre didactice, cum a precizat și doamna directoare, suntem un colectiv de cadre didactice bine pregătite, calificate, instruite, care se preocupă zi de zi să își desfășoare activitatea cu multă plăcere și cu multă responsabilitate. Ne-am dorit să avem și elevi pentru care să muncim, pentru care să dăruim și școala să se mențină cât mai mulți ani de aici înainte. Urez succes atât cadrul didactic, respectiv deci prin doamna directoare, copiilor și părinților și tuturor celor care vin în contact cu școala. Mulțumesc. Mulțumim, doamne consiliere, dar ne-am dat cuvântul consilierului Pușcaru. Aveți cuvântul. Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, nu pot decât să confirm cele spuse de doamna consilier Bătălea, atât în calitate de consilier și nu în ultimul rând în calitate de părinte care are un copil la această școală. Într-adevăr, cea de viitor se confirmă. Avem o școală de nivel municipal, dacă nu chiar și mai mult. Nu doresc decât multe sănătate pentru didactice, elevilor care urmează cursul în aceste școli, succes în activitate și să auzim numai de bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier Brat. Pușcașul, dar... Mai dorește cineva să-i acumandă? Domnul primar, poate e domnul. De fapt, pot să încerc să formulez câteva concluzii la final, mă rog, mai aveam un punct de solicitări. Și aici rog să fie invitată de doamna Pușcașo, bibliotecară. Câteva concluzii, spuneam că este bine să le conturăm fiind la sfârșitul dezbatere. În primul rând, într-o ordine ferească, felicit pe domnul Vlad Gheorghe pentru validarea ca și consilier în Consiliul Local al Comunei Bogdănești. Evident că pentru mine personal o satisfacție și prin faptul că ne-am refăcut majoritatea care ne va ajuta în mod constructiv, nu neapărat din perspectiva unor boli care nu folosesc nimănui nimic. Nu mă gândesc la ceva. Eu mulțumesc consilierilor care au votat pentru. În legătură cu informarea prezentată de doamna director Grigore Mioran, noi toți trebuie să pornim de la această premiză. Instituția pe care o reprezint, instituția pe care o reprezentat, instituția pe care o reprezintă doamna de școală, una din institutele fundamentale. Școala formează cetățeni, școala formează comportamentul civic, școala luminează. Deci, cu atât mai mult, din această perspectivă a lucrurilor, trebuie să demonstrăm responsabilitate. Știu că am trecut prin această situație ce înseamnă munca de director. Ea a rămas cam la aceeași parametru de manifestare, adică directorul duce greu. Este și firesc, este și nefiresc. Nu întâmplător, trăim într-o perioadă de aspecte contradictorie, de multe ori neproductive. Știu că doamna nici măcar nu și-a putut uzita de dreptul constituțional satisfacerea concediului de odihnă. Da. Este o muncă fără odihnă. Într-adevăr, cred că putem aprecia faptul că administrația în general și administrația școlii este o activitate continuă. Aici pot să spui niciodată că ai făcut tot. Poți să iei o pauză, poți să tăi concediul și așa mai departe. Am apreciat ca și dumneavoastră de altfel abnegația doamnei director și chiar a personalului din școală în această perioadă. Am apreciat, de exemplu, și nu numai eu, activitatea personalului administrativ. Femeile de servicii, angajate la centrală, de exemplu, chiar și auditorul de la Curtea de Conturi, în mod firesc, a vizitat și școala, apreciat faptul că lucrările de igienizare au fost realizate de personalul administrativ, de două femei de serviciu, după câte știu, spre deosebire de alte școli, apropo de mediul urban, unde se cheltuiesc de milioane pentru această operație. Este o bună tradiție în zona administrativă a școlii. Întotdeauna, în perioada de vară, angajații
au ritmul lor, în mod feresc. Și în preajma deschiderii noului an școlar, toate lucrurile sunt în ordine. Sigur, în totul nu mai sunt lucruri de ameliorat. Mai ales că răspundem și de securitatea elevilor. Lucrurile au fost discutate. Încă mai sunt lucruri de pus la punct. Sunt toate premisele ca să se realizeze acest deziderat. Cu ocazia controlul curții de conturi, vă pot informa, sigur, o să fie o informare oficială, toate la timpul lor. Doamna director este foarte atentă, practic își drămâiește creditele aprobate. Probabil că nu este foarte obișnuită din avea acum, la început de an școlar, dar prin felul cum arată școala, este un argument pentru părinți să lase copiii în continuare să pregătească cursurile școlii. Am înțeles că chiar au venit. Numărul de elevi nu este în scădere, din potrivă. Oarecum staționat. Efectivele, într-adevăr, lasă de dorit, pentru că trebuie să facă legătură cu modul de finanțare a instituției școlare în funcție de numărul de elevi. Am trecut, am spus și la festivitatea de deschidere pentru situație critică în școala trecut și împreună cu cei din Consiliul de Administrație și doamna director, am reușit să urmăntăm acest moment delicat. Pentru că spuneam problema comasării claselor, a scăderii numărului de posturi, fapt care ar fi putut cauza migrația elevilor către oraș și așa mai departe. Doamna a identificat posibilități de a diminua cheltuielile. Două posturi care erau contestate, toți tributarul s-au pensionat, nu s-au mai făcut angajări. Deci, pur și simplu, s-au făcut economii. Avem probleme în ceea ce privește gestiunea patrimoniului, am ajutat și părinții. Și aici, cu toții, putem ajuta. Ca să putem ajuta, în primul rând, trebuie să înțelegem, trebuie să evaluăm corect situația. Spuneam, în contextul situației privind finanțarea școlii, datorită efectivelor pe clase redus, în unele cazuri, școala nu își poate permite să angajeze un pază, de exemplu, sau să finanțeze alte măsuri pentru pază sau, mă rog, pentru gestiunea lucrurilor. Deci depinde de comunitatea locală. Eu o felicit, doresc succes. În primul rând, la noi este răspunderea, în primul rând, administrativă. Dar, dincolo de asta, interesul nostru este pentru tot. Fără îndoială împreună, le dorim putere de muncă, sănătate, în primul rând, și să scoatem oameni. Pentru că școala formează. Asta este ceea ce nu trebuie să uităm. Referitor la nevalidarea certificării de buget, îmi pare rău să spun, eu le mulțumesc colegilor din grupul parlamentar PSD. Regret pentru comportamentul celor din opoziție, practic, să pune lucrul pe nume, repet, eu vă iubesc la fel, pentru că ne constatăm noi, mergem împreună la biserică, dar ați manifestat prea credință, pur și simplu. Păi, cum să spun eu, nu avem încredere, chiar dacă avem nevoie de venituri.
avem de pregătit o serie de lucrări care au fost necesare, pur și simplu. Mai avem de efectuat lucrări. Acum, ce ne rămâne decât în momentul când mai avem solicitări din comunitate pentru remediere din natura celor menționate, să informăm oamenii din comună care este și electoratul dumneavoastră, domnule, nu putem face nimic pentru că cei din opoziție ne-au blocat rectificarea. E un lucru mai mult decât regretabil. Nu vă supărați. E o prostie să ai bani să nu poți face treaba. V-am spus, eu n-am o idee preconcepută, dar nu e bine. Trebuie să mai reflectat așa, că dragul de a bloca viceprimar, de a bloca primarul, de a bloca niște lucruri absolut necesare în comunitate, rotificate. Aveți alte căi, într-adevăr, dacă nu vă place cum a realizat domnul Grigore niște lucrări, foarte bine. Sunt legi pentru mine și pentru el. Nu e bine. Mai anunț în final, așa cum prevede legea, de pe 17 septembrie pot să intru în Consiliul de Ordine. Am efectuat în prima tranșă 5 zile și conform legislației în vigoare mai am dat de la Consiliul. Evident că o să mai vin pe aici, dar asigur mers normal în lucru, dar în mod cred, de respect toată instituția dumneavoastră, fac acest lucru. Atât mulțumesc. Domnul primar, regim la 1.5. Solicitări adresate Consiliului Local. Da, este o solicitare din partea școlii gimnaziale de Dănești, care a fost înregistrată la noi astăzi, în 12 septembrie. Este adresată primăriei și în atenția domnului primar și a Consiliului Local. Ca urmare a adresei numărul 7941 din 20 august 2018, înregistrată la Secretaria Unității cu numărul 1414 din 29 septembrie 2018, dar cred că e 29 septembrie. Privind declanșarea procedurii de constituire a noului Consiliu de Administrație, în conformitate cu articolul 5 al miniaturii metodologia cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din Unitățile de Învățământ Preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale numărul 4619/2014, cu modificările și propunerile ulterioare, în acest sens, Școala Gimnazială Bogdănești, reprezentată prin director profesor Grigore Dumara, vă solicit să desemnați un reprezentant al primarului și un reprezentant al Consiliului Local în vederea constituirii Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2018-2019. Astăzi a ajuns la mine această adresă. Într-adevăr, data înregistrată la școală era 4 septembrie, dar nu știu unde s-a rătăcit din a ajuns astăzi. Rămâne ca în ședința următoare să se inițieze un proiect de hotărâre, cel puțin de partea Consiliului Local, de desemnarea reprezentantului Consiliului în Consiliul de Administrație al școlii. Eu mențin opțiunea pentru doamna Răcădeană, că o trebuie văzută dispoziția prin care am delegat-o, dar ea este limitată la o perioadă de timp. Acolo există această pretiziune, poate să spune mandatul. Mai bun sprijin, după cât ești tu, cât ăsta nu văd. Domnul viceprimarul va ajunge, că nu e încă acolo. Da, și o altă solicitare către Consiliul Local din partea doamnei Pușcașu Sorina, bibliotecar la Biblioteca Comunală Bogdănești, înregistrată sub numărul 2808 din 30 august 2018. Subsemnată Pușcașu Sorina, bibliotecară la Biblioteca Comunală Bogdănești, instituție subordonată Consiliului Local, având în vedere că la instruirea profesională trimestrială din martie, unul dintre subiectele abordate a fost salarizarea bibliotecarilor comunali, care ar trebui corelată atât legii 153/2017, cât și legii 334/2002, legea bibliotecilor, articolul 52 și anexa numărul 1, vă rog să dispuneți încadrarea mea conform acestei corelări și
citează doamna aici, postul de bibliotecar comunal reprezintă funcția de responsabil de bibliotecă și se asimilează cu funcția de șef de birou. De asemenea, am la cunoștință că încadrarea și salarizarea mea la data de 1.1.2018 nu a fost corectă și de aceea am nevoie de sprijinul, susținerea și acordul dumneavoastră. Vă rog să analizați, verificați și luați măsurile necesare pentru corectarea acestei situații și calcularea sumei salariale de la 1.1.2018 și până în prezent. Anexez extrase din legea 334/2002 și câteva copii cu salarizarea și încadrarea unui bibliotecar comunal treapta 2. Salariul meu net este de 1380 de lei, mai mic decât al unei femei de serviciu. Vă mulțumesc. Vreau să spuneți că ați fost în martie la inspirii? Da. Nu, eu eram Vreau să vă întreb, ați depus-o din martie, ați așteptat să vină 30 august de asta, atât. Păi, eu am mai depus-o, am trezit, dar nu mai la primărie. Și mi-a dat un răspuns că s-a așteptat legea salarizării. Până la sfârșitul anului, la sfârșitul anului a fost așa. M-am informat la colegii bibliotecari și au zis că au aplicat prin Consiliul Local. Păi, rămâne să fie analizată de doamne. Să-i solicitarea a fost la mapă, dați cuvântul domnilor consilieri, să știu. Da. Domnul, cine dorește să ia cuvântul? Dorește să ia cuvântul. Păi, haideți să discutăm, doctor, de mai că între noi să rezolvăm probleme. Am primit și eu ca ordonator de credit, adresă. Am discutat, atât am avut posibilitatea în zona de legalitate cu domnul secretar. În mod normal, după cum cunoaștem cu toți, și ați aprobat pentru o hotărâre de consiliu structurarea a ceea ce înseamnă primăria, sunt niște compartimente care rezolvă problemele curente. Respectiv, avem compartimentul de resurse umane. Eu am pus deja rezoluția să fie rezolvată de compartimentul de resurse umane. Eu am rol de coordonare. Dar nu am atribuții de specialitate. De aia există aparatul de execuție al instituției primare. Prin discuția pe care am avut cu domnul secretar, poate ne confirme sau să mai infirme că nu mă deranjează oricare ar fi opinia legală extremată. Am înțeles că, într-adevăr, am greșit în ceea ce privește încadrarea salariului școală. De lei de 1853, dacă vă mai amintiți. Aici... sau mai mult, domnul primar, ca să... Da. Mai mult s-a greșit, nu pe legea 153, să zicem prin faptul că în anexa prevăzută în legea bibliotecii, funcția de responsabil de bibliotecă este asimilată cu funcția de șef de birou. Eu, mă rog, în legea legea salarizării, nu era prevăzut așa ceva și când s-a propus pentru salarizare, s-a propus funcția de bibliotecar existentă în anexa de la legea 153 de la capitolul Cultură. Fără ca acolo să fie, când o să poate vedea legea 153, fără ca acolo să fie prevăzută vreo adnotare vis-a-vis de bibliotecarii comunali, că sunt... Din cauza asta s-a scăpat din vedere că, mă rog, interesul era o doamnă, totuși. Bine, concluzia mea cuprinde două aspecte. Primul aspect, fără îndoială, este acela că trebuie să respect legea. Da? Deci am pus rezoluția, compartimentul de resurse umane, prin consilierea domnului secretar, în mod sigur, începe mai mult decât altcineva, pot să fie reîncadrate corect la un secretar, unii lege nu-i tocmeam. Al doilea aspect, cei care v-ați uitat la Mangoșa, tot adresul doamnei bibliotecare,
Comisia vine cu niște modele, documente clare, respectiv o hotărâre de la Consiliul Local Plătie și așa mai departe. Cum are dreptate, are dreptate. Ce au omis? Ce mai sunt răspunderea? Politică și cum vrei și așa mai departe. E, chiar din perspectiva faptului că am niște relații mai apropiate cu familia Pușcaru. Ceea ce nu a adus doamna Pușcaru, îmi pare rău, dar eu mențin punctul de vedere. Nu ne-a informat cu ce face doamna bibliotecară de la Văgec ca să primească în netul 26 de milioane, da? Eu am să-i, cum să spunem, vociferat în primărie, care nu sunt în netul de fiecare, da? Pentru că cei care, un domnul primar, să nu-i dat banii ăștia, să nu-i merg dacă pune problema ceea ce face. Ceea ce ne justificat, mă rog, pe partea morală, să spunem, dar pe partea legală. Nu pot să spun că îi dau sau nu-i dau, nu mă tocmesc că aici există prevedere legală, trebuie să fie legală. Când o spune unul cu studii superioare treaba asta, mă surprindere și oamenii îi face comentarii în legătură cu ceea ce prevede legea. Pe celelalte funcții, unii, într-adevăr, pot dispune în niște limite. Acolo, da, am spus punctul de vedere, am avut discuții în mod firesc între oameni, când am prezentat anexa cu salarii pe care dumneavoastră ați aprobat. Fiind dumneavoastră, nu aveți ce să faceți aici, da? Decât să nu ne vorbim cum facem mai acum, să spuneți o primară respectat lege. Eu asta am promis cu respect lege. Apoi, ca ordonatură de credit, deci, în primul împreună cu doamna contabil și cu ceilalți, care răspunde de cheltuirea banilor comune, în controlul curții de conturi, care s-au finalizat chiar anul. Deci, mă gândesc, nu numai la doamna Pușcaru, asta fac acum, dar trebuie să mă gândesc la ce va fi și în viitor. Va fi în anul bugetar următor și așa mai departe. Sunt situații predictibile. De exemplu, noi avem cei doi asistenți, finanțat de UNICEF acum. Asistent medical și asistent social. UNICEF nu va mai finanța, după câte știu. Unul din ei va pleca, asistentul social. Dar problemele rămân. Trebuie să asigurăm împreună, trebuie să fac propuneri, trebuie să le validăm. După aceea, asigur finanțare pentru un mod de asistență socială. Ce înseamnă munca la asistență socială? E foarte mult de treabă. Începând de la copilul nou născut, până la bătrânii neputincioși. Cunoașteți niște aspecte specifice. Foarte mulți părinți plecați trăinătate, copilul rămâne în seama cuiva. Toate aceste aspecte trebuie urmărite cu compartimentul de resort. Trebuie să ai bani și resurse umane, da? Deci dacă pleacă asistentul social, vrând de vrând, trebuie să caut soluții. O soluție pe care o anticipez, doamna Burlacu, care, de exemplu, gerează funcția de asistent medical, politic vorbind, este președinte a organizației locale PNL, după câte știu, cu prezidențarea birou. Mulți, la un moment dat, mi-au zis, sau însuțit, și așa mai departe, mă reproșa faptul că am asigurat găsurile, dar nu trebuie, o fac administrație politică, o fac când trebuie, cât trebuie, la mai departe. Am și anticipat un pic, dacă pleacă domnul Petrișor, el s-a căsătorit, în mod firesc, trebuie să-și urmeze soția, care se prezintă la rezidențiat, deci este medic. Mi-am pare rău că pleacă din meseria bună. Dar va trebui să găsim o soluție. Cam asta se prefigurează soluția. Doamna Burlacu să gereze ambele
funcție și asistentă medicală și asistentă socială. Și asta ar fi soluția, dar trebuie să integrăm finanțarea unui post. Păi finanțarea unui post nou va trebui armonizată cu creditele necesare pentru salarizarea celorlalți care lucrează în primărie. Deci, cu alte cuvinte, ce spus pentru ghilimele de rigoare, sara în cap. Ne e banii nou, finanțez pe alte, nu se știe exact ce venituri vor fi, și așa mai departe. Și atunci, în mod firesc, găsesc soluții să asigurăm bună funcționare a compartimentului de asistență socială, că acolo e numai lămâința noastră printre părți, face cât poate, în mod sigur, are nevoie de ajutor. Până acum, au stat, o repet, Petrișor. Bun. Și atunci, eu am identificat o soluție. Vă rog să reflectați. Eu pe solicitare am spus așa. Deci, pe de o parte, pentru majorarea salariului, cu recuperare de la 1 ianuarie, știu că ai solicitat, da? Dacă așa e legea, asta facem. Și am făcut trimitere și la Consiliul Local, cu Pavel Batuta, pentru că va trebui să luăm o decizie. Eu decizia care o văd, să facem jumătate de normă la bibliotecă. Mai avem jumătate de normă la școală, doamna Grigore, da? Și am cam rămâne într-o dimensiune posibilă, într-un areal financiar posibil. Pentru că cam asta este situația. Doamna, ați putea să ne informați așa, la modul omenesc, sincer, așa. Cam ce activități desfășoară colega de la Plătești, prin comparație, așa. Deci eu am primit colega de la Divezi. Mi-a trimis actele și toate astea de la colega de la Mlăgești. Nu o cunosc pe doamna, să vă spun sincer, nu o cunosc. Dar după câte știu, îmi propusez, dar n-am mai avut eu. În contextul ăsta, mă trogă scurte, mă scurte. Cu emoții privind pierderea majorității în Consiliul și așa mai departe. Ați prezentat în fața Consiliului un raport de activitate pentru anul trecut, da? Aveți un plan managerial, eu nu mi-am gândit pentru anul în curs, de exemplu, cam ce v-ați făcut să faceți, ce faceți în mod curent, și așa mai departe. Eu am mai discutat să facem ceva activități, dar nu chiar în mod concret. La ora actuală aveți un plan de activitate pentru 2018. Pentru că asta am reproșat de toată lumea. Acum mi-am pare sincer rău în plan mare. Dacă am primarul comunii, trebuie să fac datoria de primar în ultima zi. N-am altă soluție. Puneți-mă în locul meu. Și așa mai departe. Că lumea vorbește despre primar, despre viceprimar, dar și despre ce bibliotecar, despre consiliu. Păi, e firesc, da? E libertatea cuvântului. Trăim într-un cadru democratic. Dar toată lumea se întreabă, domnule, ce facem bibliotecară de ea atâta bani? Așa, după informații, cam ce fac alt bibliotecară, și am înțeles că, mă, sigur face doamna de la Plăgeri, acolo sunt niște... Există un plan managerial, sunt niște activități diversificate, sunt niște cercuri organizate cu elevi, școli și așa mai departe. Adică acolo nimeni nu spune că, într-adevăr, bibliotecarea nu-și merită salarizare. De mai departe. Cam aici suntem. După cât am înțeles, domnul primar este un student și vă sprijin în orice activitate și ca fonduri și așa că nu știu. Este jurist? Am înțeles că domnul de acolo de la Plăgești, dar nu știu din sus, e sigur că nu cunosc pe doamna, am înțeles că... asta nu știu. Dar nici eu nu știu. Dar nu știu.
dar nu am spus ce o spus doamna Pușcaș. Deci, colega de la Livezi, ea mi-a trimis actele și... Doamna, să fie să vă spun și să trăiați cu familia lor, am încheiat să stată de numai departe. Dar nu cred că e singurul criteriu de numai departe. Ori nu prezint și interes, pentru noi decât așa, după dintre, refuz. Eu, cu copiii la școală, mă lucrez foarte bine, să știți. Asta o să discutăm în următoare ședință de consiliu. Eu așa vă spun. Pentru că eu respect și am încredere în toate institutele statului, în primul rând, cele din comunitate. Am pus problema cu consiliul local. Deci o să reflectez până la acea ședință în care vă propun așa ceva. Deci e aprobă organigrama, este vorba de modificare de organigramă, nu? Statul de funcție. Statul de funcție. Dar pentru că cam astea sunt finanțele comune. Dacă nu mai sunt comentarii, da? Da, acum, dacă să facem încadrarea și o să fie postul jumătate din urmă, nu știu dacă o să mai convine mie. Pentru că a fi angajat pe un post de bibliotecar nu se cade cu jumătate din urmă. Într-o instituție publică, bibliotecarul comunal este cu urmă întreagă. Deci nu este cu jumătate din urmă. M-am gândit la asta. Da? Nu o să puteți face încadrarea respectivă. M-am gândit la asta, dar m-am gândit la alt aspect. Poți câștiga de aceiași bani și o să mulțim de jumătate. Da, o să mă afectezi din mine în viitor. Comunal are nevoie de aici. Eu nu vreau să desfințăm biblioteca. Și de-aia să ce vine ca să reflectăm să nu vii. Știm, vedeți că n-am inițiat niciun proiect de hotărâre. Deci, nu am depus această adresă de dragul de a depune o adresă și de a care eu mai mult bani. Dar asta este legal și așa au obligat toți bibliotecarii comunali. Dar am comentat, am spus că să fie majorată retribuția la fondul Guvernului de Bibliotecă. Încadrarea unui bibliotecar comunal după legea salarizării și a bibliotecii. Și atunci s-a analizat și după ce au depus colegii mei ceilalți și aici eu regret că s-a întâmplat așa. Eu am primit niște documente de la compartimentul de resurse umane, evident trebuie corectat și așa mai departe. În sfârșit. Fiind în zona aceasta culturii, apreciez încă o dată invitația să fiți prezenți la activitatea de sâmbătă. Prezentarea de carte. Cartea însemna ceva în comunitatea asta. Așa, apropo, ideea de centenar, de numai de carte. Cartea a contribuit în mai mult de 100 de ani la progresul comunității locale. Atât, mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dumnezeu! Declarați și vă mulțumesc!